A scăzut bine totuși. Vardar Skopje este pentru semifinală un adversar, să zic, abordabil decât dacă era Gheoru. Era ce v-ați dorit sau? Sincer, nu știu. Înaintea tragerii eu m-am gândit la Budugnos. Nu știu de ce. Am zis că o să picăm cu Budugnos. Da, eu zic că este o echipă destul de... Echipa de așa, Cristina Neagu, nu? Da, da. Eu, asta n-ar fi fost chiar bine să... Era un fel de care pe care. Budul nostru înseamnă Cristina, să spun așa, pentru că ea face totul la acea echipă. Eu zic că e destul de accesibil cum am căzut cu Vardarul, dar totul depinde de noi.